avem multe. Am văzut că aveți ceva utilaje de da, terene. Avem. De... Da, avem. Avem mult de excavator, deci prin fondurile tot europenii. Ăsta e luat prin GAL, prin grupul ăsta de acțiuni locale. Uh-huh. Suntem pentru asociații intercomunitare între Zorlen, Banca și Vieșoara. Și avem bol de excavator și o mașină de vitanjat. Mașina la Zorlen, bol de la noi, dar ne servim. Am văzut fișul că aveți gaz metan. Da, proiectul e în derulare. Zic eu, să reușim anul ăsta să avem și gaz aici la Gara Banca. Ne-am întârziat un pic, fiindcă a fost problemă cu stația. Cu stația sau cu niște bani? Nu bani. Nu? Nu. Cu stația. Acum se face o stație nouă pe terenul nostru, la primărie, undeva unde trece magistrala. Și au fost unele discuții acolo, aici. Cum s-ar zice, cu contestații, cu judecăți? Da, e o procedură. E procedură și s-a mai întârziat un pic. Dar zic eu că nu avem cum. Ca să ne gândim un pic la viitor. Păi apă aveți, canalizare ziceți că nădăjduiți, gaz aveți, rezerve de teren aveți? Că mă gândesc că o să spuneți, da, domnule, le oferim condiții celor avem. Care vin. Avem și teren bun. Deci avem. Deci noi, îi invitați să vină aici pe întreprinzători? Asta vreau să vă zic. Noi poftiți. Atragem investitorii în comuna noastră, fiindcă e și așezată geografic, zic eu, avantajos. E foarte avantajos. Că avem drumul european, suntem aici așezat într-o zonă frumoasă. Drum european, cale ferată, da. Gaz, pădurile aproape. Deci mai sunteți apicultor? Nu, dar n-am fost. N-ați fost. Dar apicultura acum e pe la dumneavoastră. Vânători. Vânători, da. Așa. Îmi plac animalele. Sunt de la crescut așa, de la talpă, țăran autentic. Și cu teren, și cu... Bine, am mult teren, așa, zic eu mult, dar așa, am avut 15 hectare pentru mine, așa, și copiii mei, zic eu că... Da, sigur, adică sigur, puteți să ziceți că sunteți gospodari. Animale, și... Poate și de asta vă ales oamenii, domnule, că sunteți gospodari și acasă, nu numai gospodarul primăr, comunei a primării. Cu asta am început, știți, cum am zis că... Invită-mă până la poartă să spun cine ești. Zic eu că asta a fost și natural. Eu am fost și... Am lucrat ca veterinar, tot cu oamenii am lucrat. Oamenii m-au analizat, m-au caracterizat, au văzut și eu de fire de om sunt. Care aveau bani aveau, care n-aveau. Mă duceam, mă sculam și la 12 noapte, noapte serveam, rămâneam în relația asta ca om. Că știți cum, nu luăm nimic acolo. Cum s-ar zice, nădejdea va mai rămâne, că mai faceți asemenea exact, gesturi. Exact, am o fică care, eu mi-am dorit, dar am acum o fică care... Terminam medicina veterinară, medic veterinar. Aici, în comună? Ea e la Brlat cu soțul, cu căsătorit. Da. Dar intenționez pe viitor un cabinet, o farmacie, să retrag aici. Deci noi dorim ca copiii noștri să rămână aici la noi, să meargă mai departe, să le oferi. E idee generoasă asta, pentru că foarte mulți copii pleacă, tinerii pleacă. La voi în comună câți au plecat? Aveți idei? Cam cât procentual? Știți cum? Au plecat, zic eu așa, în jur de 30%. Așa mulți? Au plecat, dar vreau să spun că n-au plecat, dar după ce noi am început așa să au apărut proiecte pentru tineret, ei chiar au fost interesați, foarte mulți au venit, au luat pământ și au cumpărat tractoare, chiar dacă au lucrat în afară și au venit cu niște bani, au investit în agricultură. Asta e bine. Și am venit și am susținut. Ei, acum, la ora actuală, chiar mă bucur că să avem foarte mulți. De asta văd că avem în jur de 60. Vedeți-vă că sunt foarte mulți care zic că iuri, cu întreprinere individuală, da, singur, da. Cu proiecte și-au cumpărat tractoare, utilaje. Au teren, e și terenul bun aici la noi, și condiții bune, dar au văzut că se poate câștiga. Cu irigațiile? Și la noi. Da, puteți face irigații? La față aici. Noi, apa, deci numai cu izvoare de astea. Mult, foarte multe șușumele care e artezene, care apa curge singură. La 100 de metri am vitanjat și sunt și agricole, sunt și cu
legumicultori, avem și apicultori, avem și, deci foarte mulți, așa, care mă bucur că au venit înapoi acasă. Așa. Ideea mea să-i aducem, să vin. De ce? Sunt oameni gospodari în banca? Foarte gospodari. Primarul e gospodar în banca? Păi este răspunsul la toată noastră, mandatele pe care le am, știți? Oamenii au încredere și mă bucur că au încredere și eu trebuie să fac eforturi și mai mari pentru încrederea care mi-au oferit-o. Deci... Așa, dacă ar fi să vă gândiți la principalele lucruri ca să le faceți în 2017 și nu numai, da. Care ar fi? Păi acum 2017, de la, v-am zis, am 11 contracte de finanțare semnate deja. Deci, cu Uniunea Europeană sau și cu GALU? Nu, semnate cu guvernul nostru. Așa, cu fondul guvernamental. Fondul guvernamental, prin ordonanța 28, astea și constă în toate, într-o modernizare la toate școlile și grădinițele din Comuna Banca. Și am contractele semnate, deja proiectele sunt în derulare acum, care trebuie să le, imediat să le, ca asta, dacă ați văzut dumneavoastră, este un băiat care a modificat HCL-ul cu anexa și cu anexa 3 și cu devizul, că s-a modificat TVA-ul. Ar fi spus, în toată vara aveți de lucru. Un șantier va fi. Echipa cum vă este de la primărie? Câți angajați aveți? Câți angajați aveți? Deci, ca și angajați, deci am 20. Așa. 20 de angajați în care avem, la ora actuală, mai am lipsă de personal, deci am decedat inginerul de la cadastru, mai am, care trebuie, asistentul social, dar am completat cu centru de zi, că aici am asistent social, o doamnă care zic eu... Deci vă faceți treburile. Fac treaba. Oricum o să mai scot la concurs niște posturi care să fie ocupate ca să pot să rezolv problema. În mare, așa, sunt... Salariații care sunt vechi, am mai adus tineret, am adus o echipă de tineri care chiar sunt foarte mulțumit suflul ăsta, deci nici măcar nu te lasă, deci este o vorbă, și că nu te lasă să mori. Vă pun o întrebare, nu grea, dar care vă necesită un pic de concentrare. Dom'le, primarul Vasile Vânătoru de la bancă, la al treilea mandat, al patrulea mandat, n-are simțământul că e stăpânul comunei? Deci... Da, este o întrebare delicată. Am zis că e delicată, dar sigur. Eu să știți că am mers întotdeauna pe un principiu. Să nu uiți de unde ai plecat. Mi-a spus-o de multe ori asta. Așa nu e. Nu uiți de unde ai plecat, fiindcă funcția asta de primar e funcție... Ziua. Azi, dar de fapt... Nu doar eu, cu 4 ani, 5 ani. Nu sunt general, unii au avut mai mult, unii mai puțin, dar mulți, știți cum e, nu trebuie să uiți nimic așa. De fapt, tot persoana Vasile Vânătoru, ești tot ăla care vei explica mie o veterinară dinainte, băiatul crescut la țară, undeva acolo, cu bunicul, cu oile, cu geam căprile și așa cu oameni. Dar nu trebuie să... Că foarte mulți trec în latura care dumneavoastră mi-a spus în momentul în care uiți de seminii tăi. Dar prin multe v-am spus că eu sunt și un tip credicios, merg acolo și mulți nu gândesc cumva că tot ceea ce de fapt noi facem sunt niște... Astea sunt înșelătorii. Fiindcă noi nu știm, mulți nu apreciază că valoarea unui om nu constă în fizic, nu constă în avere, nu constă în ceea ce de fapt adun pe pământ. Constă în sufletul omului. Deci valoarea cea mai de preț este sufletul. E bucata de suflet pe care împarți cu ceilalți. Cu ceilalți. Și mulți aici pierd. Că uită de valoarea de cea mai de preț a unui om, sufletul. Că nu dai importanță la omul care îl vezi aia, da? Și țiganul ăla sau... Acolo are o valoare care nimeni nu i-o descoperă. Și eu am încercat să descoper lucrurile astea. Și am mers la sufletul omului și de asta probabil că n-am trecut în latura aia să merg undeva pe deasupra lor. Domnul vânătorul, care sunteți vânător, eu mă despart de dumneavoastră, un interviu mai lung decât am vrut eu, mă despart de dumneavoastră cu un fel de poruncă, să vin să filmez la Unirea Banca într-un derby județean. Promit că am să vă invit și am să mă străduiesc să rezolvăm și problema cu echipa. Așa cum le-ați rezolvat pe multe. Avem cineva care se ocupă, un agent economic, dar... Să vedem, că chiar mă gândesc la lucrul ăsta și să realizăm și aici dumneavoastră mi-ați
dat ca și poruncă. Ei, glumesc, sigur, no, se înțelege. Asta e o glumă, doar normal. Sigur, am sigur. Că vorbim ca oameni. Eu îndrăznesc să cred că noi am vorbit și vom vorbi totdeauna și ca prieteni și ca oameni care ne cunoaștem de o bună parte a vieții și ca oameni care ne apreciem reciproc, pentru că fiecare este bun în locul lui. La fel, da. Eu am mers pe ideea asta întotdeauna, am zis, Doamne, că știu eu să repar un televizor, că s-a stricat, că știu eu să pun un om, Dumnezeu pe pământul lăsat așa. Dacă noi am ști, un om ar ști toate ce... Și la ce-ar face? Și la ce-ar face? Sigur. Dar simt că omul ăla e lăsat Dumnezeu să facă aia, lasă să o facă. Sigur. Fiecare câștigă în dreptul lui. Așa trebuie gândit. Mm-hmm. Nu, eu fac tot, nu faci tot. Și eu sunt chiar și gândit. Ești primar, eu le știi toate, n-ai de o să știi. Mai nu să le știi. Mai întreb de multe ori că aici pierde. Noi pierdem fiindcă trebuie să ai și tăria să recunoști că ai greșit. Da. Ei, da, dar nu față de subordonați. Să știți că întotdeauna i-am ascultat și dacă ceva a fost benefic pentru noi, pentru comunitate, am preluat, adică am mers într-un dialog egal. Deci ați rămas cu răbdarea de a asculta pe alții? Asta a fost, să știți. Atenție că îi dau titlul, răbdarea de a asculta pe alții. Da, asta a fost cea mai atul meu în toți anii ăștia. De asta am mers dintr-un mandat în altul. Fiindcă am știut să-i ascult pe fiecare, am știut să vorbesc cu fiecare, i-am ascultat până când au plecat ei lămuriți de la mine. Și eu plecă, chiar dacă nu te-ai dus, dar m-au ascultat, au vorbit, m-au așezat, ăsta frumos. Și în locul în care, de fapt, eu au plecat mulțumiți acasă, mă, prin faptul că știi că mi-au vorbit, ăsta, m-au ascultat. Că nu zic, ai, gata, avem treabă. Nu o să faci treabă. Mai am o întrebare. Primarul, primăria, au devenit instituții culturale, model, locale? Adică, hai să formulez altfel. Primarul este... Noi avem nevoie de modele, că dacă trebuie să-i educăm pe tineret, pe copii, ce ați fi, ca primarul sau ca văcarul? Și atunci primarul este cel care reprezintă comuna, nu? Da, ei, primarul, atât cât l-ați făurit dumneavoastră pe Vasile Vânătorul primar, este un model de urmat? Eu zic că m-am străduit ca să așez instituția primarului acolo unde, de fapt, este locul. În sensul că e instituție care trebuie respectată, instituție care întotdeauna găsești un loc unde poți să trăi ceva de bine și ca să mai departe să continui și să devii și tu un om capabil în comunitatea pe care, în care locuiești. Eu zic că mi-am făcut treaba, am reușit totuși să așez instituția primarului la un loc de cinste în comună. Dat fiind că, iată, aveți portretul unui sfânt părinte, știu că aveți mănăstire pe teritoriu, acum ai ziceți cum, când înainte avea un nume așa mai... Dar cum nu-i pe teritoriul vostru. Nu-i pe teritoriul vostru. Dar e aproape de noi, suntem la câțiva kilometri. Mănăstirea, la Mănăstirea Bujurăm, Mănăstirea Măgară. Așa e, fostul Măgar, eu așa o știam. Da, da, așa e. Dar îi ziceți Bujoren acum? Îi zic oameni, da? Dar Mănăstirea Măgară, așa e. Altfel spus, să vă dea Dumnezeu să reușiți în continuare. Dacă el dă, că trebuie să-i dai măcar o lumânare ca să-ți dea și el mai mult înapoi, nu? Avem un proiect început și vrem ca să unim mănăstirea cu comuna noastră, adică mă refer la... Să-i faceți drum ca lumea. Facem un drum, iar oamenii când vin de la Vaslui, din zona respectivă, să vină pe aici la noi și să meargă și un loc așa frumos, pe lângă păduri, cu păduri, cu peisaje excepționale. Mai poți să rămâne și o seară așa la un cort acolo, să oxigenezi creierul. Da, ziceți-i că-s visuri frumoase, chiar frumoase. Da. Dar nu v-ați gândit la eoliene pe aici, pe vârfurile? Aveți deja? Am văzut și dumneavoastră acolo, că acolo avem la Europeană, e centrală acolo. Așa, da. Avem două proiecte cu parcul eoliene. Suntem în desfășurare acum. Zic eu că în viitorul cel mai apropiat avem și eoliene. Asta vă ajută și pe dumneavoastră și pe oamenii de aici. Exact, da. Succes, domnule primar Vasile Vânătorul. Mai poftiți pe la mine.